cinstit și onorat auditoriu. Hristos s-a înălțat! Asociația Coral Bărbătească Ortodoxă și Corul Te Deum Laudamus, dirijat de preot lector universitar dr. Zaharia Matei, aduc mulțumiri conducerii Societății Române de Radiodifuziune, în special doamnei director Cristina Comandașu și colaboratorilor săi, pentru neprețuitul ajutor și susținerea oferită în organizarea acestui concert de muzică sacră și folcloric-patriotică. Dorim să oferim publicului iubitor de muzică religioasă și în special celor care îndrăgesc sonoritățile corului bărbătesc, un program de cântări corale religioase, lucrări patriotice, precum și prelucrări folclorice, prin care să ne apropiem împreună de tainicele trăiri mistice ale credinței în Bunul Dumnezeu, prin rugăciune și cânt, să onorăm jertfele înaintașilor noștri făcute pentru libertatea și unitatea poporului român și să reliefăm tradițiile și minunatele creații populare autohtone. Prezența noastră în acest spațiu de înaltă ținută artistică și cultură tradițională românească este onorată de bucuria de a vă reîntâlni pe dumneavoastră, publicul statornic al minunatelor seri cultural-muzicale și concertistice, dar și de dorința de a vă prezenta strădaniile noastre artistice pe tărâmul muzicii într-un concert structurat în două părți, ce vor fi partajate de o pauză de 15 minute. Pentru a ilustra această atmosferă exuberantă de trăire în și prin Hristos, creionată de filonul muzicii ortodoxe, vă propunem spre audiție pentru început următoarele lucrări. Fie Doamne mila Ta, de Gheorghe Danga. Cine se va sui? Un fragment din Psalmul 23, lucrarea compozitorului George Muzicescu, transpusă pentru cor bărbătesc de Gheorghe Ghiulamila. Din creația marului compozitor și dirijor Nicolae Lungu, va fi prezentată lucrarea Priveghere, solist diacon Silviu Gabriel Enache, intervenție de toacă Iosif Romulus Haraba. Apoi, Prochimenul Mare, Cine este Dumnezeu? Monodie psaltică în glasul al șaptelea, compoziția marului psaltichist Filotei Moroșanu, prelucrarea pentru cor bărbătesc aparținând maestrului Dan Mihai Goia. Vă dorim audiție plăcută! Fie Domnul
Domnul Sabaoth, Sabaoth.
Spiritualitate înseamnă conținutul credinței experiat în trăirea lui vie, arătând creștinului și o cale pe care să înainteze la o trăire tot mai deplină a conținutului credinței sau a lui Dumnezeu. Sfânta și dumnezeiasca liturghie ortodoxă satisface această trebuință în mod deosebit de accentuat, hrănind comunitatea spirituală între creștini cu conținutul negrăit de adânc și de bogat al credinței noastre, existând un urcuș spiritual și liturgic spre Dumnezeu, înfăptuit de fiecare dintre noi împreună cu obștea celorlalți credincioși. Acest urcuș duhovnicesc este susținut de Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat și unit cu credincioșii prin Sfânta Împărtășanie. Sfânta și dumnezeiasca liturghie poate fi socotită și ca un mijloc de transcedere a oamenilor de la viața închisă în egoism și în lume, la viața de comunicare în Dumnezeu ca împărăția Lui. Faptul că această atmosferă liturgică este trăită de credincioși în comun, ca urcuși sau ca înaintare în ambianța de comuniune a Sfintei Treimi, face din Sfânta și dumnezeiasca liturghie cel mai efectiv mijloc de creare, menținere și întărire a comunității între oameni ca anticipare a împărăției Sfintei Treimi. Pentru a reliefa aceste adevăruri creștine și trăiri mistice profunde în atmosfera muzical-liturgică, vă propunem în continuare spre audiție un medalion liturgic ortodox, dorind a sublinia caracterul de ritual religios și prin oficierea recitativului liturgic a unui grup de clerici ce vor fi în permanent dialog cu corul. În același timp, acest caracter profund ritualic constituie și liantul întregului medalion liturgic ce marchează momentele de maximă intensitate spirituală ale rugăciunilor din cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur. Momentele liturgice sunt următoarele. Heruvic de Dragoș Alexandrescu, Capre Împăratul de Gheorghe Danga, Iubite voi, Doamne, compoziția marelui psaltichist Evgenie Humulescu în armonizarea maestrului Nicolae Lungu și aranjamentul pentru cor bărbătesc a preotului profesor dr. Nicu Moldoveanu. Crezul, cu un fond muzical din lucrarea Ode cum Harmoniis de Johannes Honterus. Răspunsurile mari de Gheorghe Danga. Pretine te lăudăm de Ioan de Chirescu. Tatăl nostru, de Ioan de Chirescu, transcriere pentru cor bărbătesc de Gelu Stratulat. Lăudați pe Domnul, de Gheorghe Dima. Intervențiile solistice vor fi susținute de preotul Florian Paraschiv, preotul Cristian Deheleanu, preotul Narcis Trifu, diaconul Silviu Gabriel Enache. Intervenții percuție, Grigorie Miron Clopote și Iosif Romulus Haraba Toacă. Înțelepciune,
stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe împăratul tuturor primit,
ucile, înțelepciune, să luăm aminte. Cred pentru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce, împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Este
crucem de toate și pentru toate. Cește pe noi, Stăpâne, îndrăznire fără de o sândă, să putesem a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată și a zice, Să se numește Tău, mie, Doară, Ția, Tată, Sfântul.
este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.